Aici, pe locul acestui edificiu de cult musulman, a existat cândva o catedrală închinată Sfintei Parascheva. Pusese ridicată în amintirea unui moment solemn petrecut cu ocazia transportului moaștelor Sfintei Parascheva de la Constantinopol la Velico Târnovo. După aceea, Ioana San al II a ridicat o catedrală. Când au venit musulmanii, au ales acest loc pentru a construi edificiul de cult și au oferit creștinilor un alt spațiu pentru a-și ridica o biserică închinată tot Sfintei Parascheva. Au permis populației ortodoxe să construiască în locul catedralei Sfânta Petca o biserică pe colina dambaz tp în apropiere de zona teatrului roman care, deși a fost închinată mai întâi Sfintei Parascheva din Epivata, a fost rededicată vremelnic pe la mijlocul secolului al XIX-lea, ca urmare a insistențelor comunității grecești, unei alte Sfinte Parascheva, mucenița de la Roma. Pietatea populară și statornicia clericilor au făcut ca cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva să se împlinească în biserica Sfânta Petcanova, locaj de cult inaugurat în 1888 pe locul unei biserici antice și edificată în stil renascentist bulgar, având trei nave. Sfânta Parascheva se bucură de o venerație deosebită în Bulgaria, având în vedere faptul că vreme de 160 de ani. Moaștele Zvetei Petka Târnovska, așa cum este pomenită în calendarul ortodox bulgar, au fost adăpostite în Velico Târnovo. Ioana San al ii este monarhul care construise catedrala din locul actualei moschei. În interior sunt așezate pentru închinare câteva părți din mâna cuvioasei Parascheva din Epivata, ale cărei moaște se află în prezent în Catedrala Mitropolitană din Iași, fiind venerată în toată aria balcanică și în special în România. O resfințire oficiată în 1977 a ajutat la împământenirea obiceiului ca în zi de 14 octombrie a fiecărui an, aici să fie răgați de mare sărbătoare pentru pelerini din multe regiuni ale Bulgariei.